Au venit rezultatele, au apărut și contestațiile. 144 dintre candidații suceveni care au susținut concursul de titularizare au cerut reevaluarea tezelor. Cele mai multe contestații au fost depuse la limba și literatura română, 24. Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, câte 20 de contestații au fost depuse de cei care au susținut examenul pentru un post în învățământul primar și la educație fizică și sport, 15 pentru un post de educator, iar 8 contestații au fost înregistrate la limba engleză. De asemenea, câte 6 contestații au fost depuse la istorie și religie ortodoxă, 5 la alimentație publică, biologie, geografie, 4 la matematică, câte 3 la filozofie mecanică, informatică, câte 2 la muzică instrumentală, educație muzicală, economie, turism și servicii, chimie și câte o contestație a fost înregistrată la franceză, cultură civică, fizică, kinetoterapie, silvicultură, transporturi, economic, administrativ, poștă. Rezultatele finale vor fi publicate pe 24 iulie pe www.titularizare.edu.ro. Precizăm, la nivel județean, 40,69%, adică 247 dintre candidați au obținut note peste 7 la titularizare, calificativ minim pentru angajarea pe perioadă nedeterminată.